Astra și-a prelungit stagiul din Antalya. Lotul formației ploieștene trebuia să ajungă la noapte în România, dar din cauza iernii de acasă, șefii clubului au decis ca echipa să mai rămână o săptămână în stațiunea turcă, motiv pentru care staful tehnic încearcă să mai găsească încă un adversar de joc. Până atunci, astriștii au jucat și cea de-a treia partidă de verificare din cadrul primului stagiu și au câștigat-o în fața formației Metalurg Donetsk. Echipa lui Tony Conceição s-a impus cu 1-0, grație unui nou gol înscris de fundașul Mihalache. Nou venitul Arturo a reușit o performanță negativă în acest meci. A ratat două penaltiuri consecutive. În repriza secundă, tricoul Astrei a fost îmbrăcat pentru prima dată și de atacantul Spadasio.